Sunt prezenți 12 din 13 consilieri locali în funcție. Lipsește domnul Lazarovici, cred, da? Ședința este statutară, se poate desfășura din prezența asigurată, prezența majorității asigurată. Vă rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, convocat în discuția primarului orașul Sălii Moldova. În primul rând vreau să dau citire primul proiect de hotărâre sau să supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară din data de din decembrie 2015. Dacă aveți discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, să supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Nu e important. Deci, la primul punct de... La ordinea de zi. Avem... Deci, fac precizarea că la ordinea de zi se va retrage punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Deci, ați văzut deja în materiale. Se retrage punctul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a deviziului actualizat pentru realizarea obiectivului amenajare poduri și punți pietonale, fiindcă s-a depistat acolo inadvertență în adresa, în proiectul care a venit, în devizul venit, și se suplimentează cu un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de etapizare, unui program de etapizare pentru secea, apasă, salubrizare, în vederea asigurării condițiilor ca aceștia să obțină autorizația de gospodărire a apelor pentru apele uzate. Dacă sunteți de acord cu cele două modificări, adică cu retragerea punctului 9, Cine este pentru? Cu suplimentarea ordinii de zi cu programul de etapizare pentru apa SEF. Cine este pentru? Abțineți, da? Și acum cu noua ordine de zi în forma modificată. Da. Cine este pentru? Domnul Dascu, să înțeleg că vă abțineți și la ordinea de zi, da? Nu ne-am ținut de ordinea de zi, am abținut de la modificare și de la suplimentare. Deci, cu amendamentul acesta, deci, suntem pentru celelalte puncte de ordinea de zi. Da, bine, se consemnează. Și acum se trece la... Deci, la punctul... Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării indexului mediu al prețurilor de consum aferent anului 2015 față de media anului 2014 cu aplicabilitate în anul 2016 pentru contracte de concesionare și închiriere. Inițiator economic Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. În acest proiect. Dacă nu sunt discuții, propuneți de preț. Avizul comisiilor. Deci, proiectul de hotărâre vizează aprobarea indexării indicelui mediu al prețurilor de consum aferent anului 2015. Da, este funcție de indicele transmis de statistică. În fiecare an se stabilește un indice de indexare, așa cum știți, de fapt, că în fiecare an se aprobă acest indice de indexare pentru recalcularea sau actualizarea taxelor de concesiune și a taxelor de închiriere, indice care este stabilit conform indicelui transcris de Institutul Național de Statistică. La material există și comunicatul de la Institutul Național de Statistică, funcție de indicele transmis de dumnealor, aprobăm și în hotărâre de Consiliu Local. Să înțelegem că taxele indexate vor fi calculate retroactiv pentru 2015? Nu. E scrie cu aplicabilitate în anul 2016 și se referă la taxele de concesiune și taxele de închiriere. Nu alte taxe. Și cu cât cresc, nu e nimic. Este mai mic altă dată, da. Este funcție de cum a evoluat prețul mediu de consum din decembrie 2014 față de decembrie 2015 față de decembrie 2014. Mai sunt discuții. Dacă nu să trecem la avizul comisiei. Spune-mi la vot, cine este pentru? Împotriva, cine? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a bugetului pentru creditele interne rambursabile pentru anul financiar 2016. Inițiatorii Comunii Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, vă rugăm. Dacă... Domnul Dascu, poftiți.
Nu avem pe reprezentant. Da, 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 este domnul Osache. Este domnul Osache. Dacă ar putea să ne spună care este valoarea creditului la care ne trebuiesc la ambursat. Noi am mai făcut interpelări și niciodată nu am făcut decât așa un răspuns verbal și bani. Dar acum se aprobă bugetul, nu avem treabă cu aprobarea creditului. Domnul viceprimar, când vi se dă cuvântul... Nu, am zis că se aprobă, bugetul, se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. La diverse se poate discuta. Și dacă eu mă uit bine, aici este folosită sintagma creditele interne rambursabile. Dacă domnul Sache știe... Nu, a luat 34 de miliarde, mai asemenea. Noi știm că au fost două credite. Au fost trei. Dar au fost două credite din privatizare. Și prin legea bugetului, prin legea dată anul trecut, ne-au acoperit la bugetul de stat. Deci s-a lichidat. Eu încă o dată îmi pun întrebarea. Ce credite restante avem și care este... Nu sunt restante, da. Avem de achitat până 34 de următoarea ședință, da. Nu putem să... Deci nu avem... În momentul în care există un proiect de hotărâre pe ordinea de zi și cerem niște lămuriri, de ce trebuie să amânăm? Atunci, modificați din nou ordinea de zi și amânăm punctul până la ședința următoare. Domnul președinte, ce hotărâre? Se amână punctul până primim informarea sau... Dar nu are nicio legătură cu credite care sunt multianuale. Aici este vorba de bugetul care se aprobă pe anul 2016. Păi tocmai de asta. Noi dacă nu aprobăm bugetul pe anul acesta, nu putem face nicio cheltuială și nu avem cum să ne plătim nici măcar salariile și nici măcar indemnizațiile consilierilor locali. Nu-i buget pentru credit. Este bugetul local. Eu m-am uitat pe formularea proiectului de hotărâre și asta am înțeles. Dacă îl formulați altfel, poate nu erau discuții. Deci se propune bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul financiar. Exact. Dacă dumnealui dorește lămuriri suplimentare, o informare următoarea ședință cu creditele... Nu, dar aici sunt două bugete. E bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul pentru credite. Sunt două, deci. Da. Așa că trebuie să-l votăm pe primul și vă propunem și pentru al doilea, dacă e cazul, îl votăm și pentru al doilea. Dacă nu, nu, dar eu cred că materialele sunt. N-ai pus în spate materialele acolo? Da. Care le-au citit, poate le dea ce e acolo. Dar trebuie să aprobăm astea, că trebuie să le spuneți, că suntem... Fără buget, primăria nu poate să funcționeze. Păi sigur. Cu amendamentul ăsta puteți să lăsăm la punct. Deci nu s-a aprobat bugetul de credit, pentru că nu există. Pot. Deci, o să-l aprobăm într-o ședință ulterioară, bugetul de credit. Am luat generic, o luat de anul trecut. E luat... Dar spune așa, domnule, nu știu, l-ai trecut aici degeaba. Sau puteți să-l treci separat. Este, poate merge mai departe cu bugetul local de venituri și cheltuieli. După care cu bugetul de credit, o să vedem... Dar nu există. Nu, dacă nu există, adică mai există. Există la mapă ceva legat de partea de credite? Asta este singurul proiect de hotărâre care există legat de buget în integralitate. Deci partea de venituri și cheltuieli, bugetul de venituri. Proiectul de buget. Nu sunt incluse pentru că nu există buget separat pentru credite, nu? Da. Cam asta este. Nu sunt incluse. Facem buget când se achiziționează nou credit. Da, deci bugetul acela a fost aprobat. A, deci a fost titlul generic, asta da, să înțelegem. Și credit, bugetul de credite, da. Deci vorba de bugetul local, de venituri. Exact, venituri și cheltuieli. El nu-i făcut anul ăsta, nu-i un credit nou. Credit da, da, da. Care că nu ne-am propus să facem... Derulează de mai mulți ani, da. Și nu se face buget separat? Ba, anul trecut l-am aprobat, nu? Exact, în forma asta a fost și anul trecut. Deci bugetul de credit este prins în buget, de fapt, în... în bugetul local. Da. Dacă mai sunt... Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu cer avizul comisiei. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține câte sunt. Sau împotrivă. Mai este cineva abținere sau împotrivă? Dați-o împotrivă. Trecem la punctul 3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiective de investiții ale Consiliului Local al orașului Slănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2016. Inițiatorii Consiliului Ban Andrei, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, vă rugăm frumos. Dacă nu, cerem avizul comisiilor. Să punem la vot. Cine este pentru? Să abțin cineva? Domnul Dascu. Abținere sau împotrivă? Abținere. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiatorii Comunului Șerban Andrei, primarul orașului din Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Domnul Dascu, poftim. În următoarea ședință, dacă puteți, ne puneți la dispoziție contractul între ADIP și... Nu știu, poate am văzut la mapă. Sunt adresele de la ADIP. Contractul de ADIP a fost aprobat. La noi suntem membru fondator al ADIP-ului din 2007, 2008, nu știu. Unde suntem, da, o să punem la... Mai să-ți discuții? Nu. Avizul comisiilor. Favorabil. Spune la voi cine este pentru. Nu-mi dă spune la obținere. Nu? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale... Bă, doamne, s-am spus. Nu, mai este. Așa, cotizația anuală la Patrimoniul Asociat de Dezvoltare Intercomunitar pentru Salubrizare Bacău, inițiatorul Comunului Șerban Andrei, primarul Slănic Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. De salubrizare. Domnul Dascu, spuneți. Dacă s-au făcut modificări privind cuantum... Da, de la 30.000 de lei la 3.000 de lei. Ok. Dar s-au făcut de anul trecut. De anul trecut. Da. Dar înainte se achita 30.000 de lei, acum se achită 3.000 de lei. E în funcție de numărul de populație. De numărul populației. Da, e bine. Mai sunt și-au discutat. Probleme? Nu. Ce-l avizul? Spune la voi cine este pentru. Deci nu am uitat. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual pentru acțiunile sau lucrările de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă la acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2016. Inițiatorii Comisiei Șerban Andrei, primarul Slănic Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Aș avea eu o problemă în acest proiect de hotărâre. Am văzut, am citit un pic în material, aici se vede, pentru că deci, cei care pestează la ajutor social, mai mult se bazează pe orașul din Moldova, dar pe cartel, Cerdaș și Cerdășoaia, nu am văzut nimic. Și avea o completă în acest moment, da. Activitățile care au fost prestate de către persoane care primesc acest venit minim garantat au fost distribuite în mod echivalent pe toate cartierele. Pentru cartierele Cerdac și Cereșoa s-au făcut acțiuni de salubrizare și igienizare al dinului și asta știți foarte bine împreună cu muncitorii permanenți angajați, dar și activități care au ținut de gospodărirea școlilor, curățenia, igienizarea, pregătirea activităților școlare pentru anul 2016. Nu s-au văzut. Au fost făcute activități atât de igienizare al biroului și puraielor slănic, dar și activitățile care au stat la baza pregătirii anului școlar 2015-2016. Probabil că nu e foarte vizibil, dacă îmi permiteți, că nici nu este un număr mare de persoane care să... Câte persoane avem, domnul Gheorghe? Dar cât sunt ajutor social? O să vă dea această informație, doamnă, de la SPAS, pentru că la mine vin prin rotație toate aceste persoane. Nu toți. Mai fac activități, deci pregătesc mătruaie pentru salubrizarea orașului, vin, completează echipa de muncitori pe care o avem la primărie angajați la Util Preserv și așa prin rotații sunt maxim 6-7 persoane. Dar nu avem în fiecare zi același număr? Nu avem același număr de persoane, pentru că ei au obligativitatea să facă un număr de ore, dar în funcție de timpul pe care îl dispun, pe care îl au la dispoziție, dar cu mențiunea ca până la finalul lunii respective, numărul de ore să fie îndeplinit. 10, 20, 30 de ore. În funcție de valoarea indemnizației pe care o ridic. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, ce mai vizul comisiei? Spune la voi cine este pentru? Se abține? Nu. Nu.
7. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației pus în ființare zone turistică Popasul Dacilor, Sălnic Moldova, inițiator Comunei Șerban Andrei, primarul Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Dacă nu, ce la avizul comisiilor? Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitare pentru anul școlar 2016-2017 pe raza administrativului teritorial al orașului Sălnic Moldova. Inițiatorul Comisia Șerban Andrei, primarul orașului Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Dacă nu, ce nu aveți în comisiilor? Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre. Nu asta seamănă. Nu, 10 seamănă. 10 seamănă. Cer scuze. Deci, 9 este și 10. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice, faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții, realizare recordul la rețeaua de canalizare construită prin proiectul realizare sistem de colectare și transport ape uzate, orașul Sălnic Moldova. Inițiatorul Comisia Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Podurile. Am spus că e vorba despre poduri. Am făcut confuzie între numele, dar am spus că la podurile. Punctul 10, podurile. Da. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Este o activitate absolut necesară. Este vorba de racordurile care trebuie să înlocuite pentru apele pluviale și menajere din Sălnic Moldova. La noua rețeaua? La rețeaua din oraș. La noua rețeaua, da. În perioada 2013-2016 a fost înlocuită rețeaua de canalizare pe zona de stațiuni și oraș, printr-un proiect comun primărie și administrația fărului de mediu, finanțat de primărie și administrația fărului de mediu. Iar în 2 ani de la data recepției suntem obligați din contract să punem în folosință rețeaua, ceea ce presupune realizarea raportului la rețeaua nouă. Rețeaua de canalizare veche, funcțională la momentul de față, va deveni rețea de apă pluvială. Când se estimează că se poate face în raportul? După aprobarea indicatorilor, se trece la etapa următoare, la achiziționarea lucrărilor și demararea acestora. Domnul Dascu, copil. Mi se pare că am pus carul în intervoiilor. În proiectul inițial a fost prevăzut și sistemul de racordare la rețeaua de canalizare, pentru că acum o să trebuiască din nou să spargem tot asfaltul, trotuarul, să ne apucăm de o altă lucrare care nu știu dacă a fost prevăzută în proiectul inițial. La momentul elaborării documentației și aprobării de către finanțator, nu era eligibilă realizarea raporturilor. Doar colector principal și colectoare secundare. Întrebarea mea a fost dacă în proiectul inițial a fost prevăzut sau nu. Dacă a fost prevăzut și nu s-a aprobat, nu e nicio problemă, dar dacă n-a fost prevăzut și acum trebuie să-l prevedem, nu a fost prevăzut, motivat de faptul că proiectul. Cum facem inițial o rețea de canalizare fără să avem grijă să vedem. Proiectul rețelei de canalizare a fost întocmit în baza ghidului de finanțare elaborat din Ministerul Mediului și cu aplicabilitate sau dat în aplicare administrației Fondului de Mediu. Și proiectul trebuia să fie în concordanță cu cerințele din. Răspunsul dumneavoastră nu este. Este destul de clar. Proiectul respectiv, domnul Dascălu, permitea numai realizarea rețelelor principale, a colectorului principal și a rețelelor secundare. Racordarea acestei rețele la toți consumatorii, la toate obiectivele, se face prin acest proiect, pentru că nu era cheltuială eligibilă în momentul respectiv. Ați să înțelegem că vom sparge din nou trotuarele. Nu sunt sparte, mai ales că și trotuare. Vom racorda rețeaua de canalizare. Nu spargeți niciun trotuar. Toate trotuarele pe care le avem sunt cu pișcoturi pe care le putem demonta foarte simplu. Și sunt reparații curente. Mai mult ceea ce s-a făcut anul trecut pentru reparația asfaltului, așa cum spuneți dumneavoastră, au fost reparații simple, nu au costat foarte mult de la bugetul local. Și noi ne racordăm în lateral, nu mai spargem longitudinal. Din câte știm din informarea domnului Sachin, valoarea pișcoților pe care îi invocați a fost în jur de 700 de milioane de lei. Valoarea pișcoturilor, valoarea reparațiilor executate la toată îmbrăcămintea asfaltului.
executate. Deci tot ce s-a realizat anul trecut... Și am cheltuit 700 de milioane și acum o să decopertăm și o să băgăm din nou 700 de dacă milioane. Dacă dumneavoastră ați fi avut plăcere... Dacă dumneavoastră ați fi avut... 700 de mii. Și asta înseamnă 7 miliarde. Deci nu reșit informații. Nu dezinformați. Nu dezinformați. Păi 7 miliarde. Eu asta vă spun. 7 miliarde a însemnat toate lucrările care s-au executat pe toată stațiunea anul trecut. Și au fost lucrările atribuite prin contracte legale, nu au fost ascuns și bănuți. Eu n-am spus așa ceva. Eu vă spun ce s-a întâmplat cu rețeaua de canalizare. Și n-au fost eligibile acordul de la canalizare pe vechiul proiect. La momentul aprobării. Dacă mai sunt și alte discuții, vă pun. Dar nu sunt cel mai văzut comisiile. Spune la cine este pentru. Să abținem. Da, abținem. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului și din cadrul SPAS Slănic Moldova. Inițiatorul Comisia Șerban Andrei, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Domnul Dască, spuneți. Doar o întrebare. Privind organigrama, care este numărul de persoane angajat în aparatul de specialitate al primarului? Deci numărul maxim de persoane, dar nu sunt toate posturile ocupate, este de 53.38 din 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Slănic Moldova, aflat în administrarea SC APASER, salubrizare SRL Slănic Moldova. Inițiatorii Comisia Șerban Andrei, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții. Dacă nu se cerem avizul comisiilor. Spune la vot cine este pentru. Deci m-am uitat și mă avem un punct 8. Proiectul de pentru aprobarea programului de etapizare privind lucrarea, realizarea lucrărilor și a măsurilor pentru protecția calității apelor, SC APASER, salubrizare SRL Slănic Moldova. Inițiatorul Primul Șerban Andrei, primarul Slănic Moldova. Dacă sunt discuții. Aș avea o problemă. Am ridicat o problemă de multe ori, în legătură cu acel nod de apă potabil la capul satului la Cereșoaia, la tocmai capul satului la Cereșoaia, la sculpturile ăștia acolo. A înghețat apa, mă, când a ajuns și în drum. De ani de zile apa curge acolo din căminul ăla, nu știu ce se întâmplă căminul ăla, se sparge, nu-i bun cotul, nu-i bun racordarea. Acolo se pierde apa în permanență. Și vara curge apa acolo de jale. Noi la deal încoași nu avem presiune la apă. Acolo la scurtul, la... Exact în centru, cum e faci să o spui cu măgură. Acolo nu e spartă, că vine un părău de sus de la... Nu, e canalizare acolo. Eu am uitat, eu am plecat capac, e un capac acolo. E brașament, e un cot, atât. O să comunicăm. E gheață cum așa, trebuie să spargă, trebuie să... Da. O să-l anunțăm pe domnul Marian Băieru să verifice acolo, să vedem care e situația concret. Da. Atât, dacă aveți altul. Dacă nu, ce mi-a avizul comisiilor. Spune acolo cine este pentru. O abținere dumneavoastră. Și punctul 3 este diverse. Spune dumneavoastră. Am informat Consiliul Local despre situația izvoarelor cu apă minerală din Slănic Moldova. Am solicitat de asemenea și am prezentat la mapă consilierilor locale în ședința din octombrie un proiect privind colaborarea Consiliului Local pentru deblocarea situației colaborarea de la... Consiliul Local cu cine? Cu proprietarul de terenuri. Consiliul Local deocamdată nu are licență. Lăsați-mă să termin.
Consiliul Local a făcut adrese, de fapt UAT Slănic Moldova, către Agenția Națională a Resurselor Minerale și a susținut că această licență de concesiune, care a aparținut SCPR la Moldovei SA și care este în faliment, deci ca atare, falimentul a dus la nulitatea licenței, Consiliul Local a făcut, de fapt mă repet, UAT-ul, demersuri către Agenția Națională a Resurselor Minerale, privind sprijinirea sanatorului balnear din Slănic Moldova pentru a prelua licența de exploatare a resursei minerale din subsol. În data de 21.08.2015 s-a primit de la Agenția Națională a Resurselor Minerale o aprobare prealabilă, precum că Agenția Națională este de acord în principiu cu transferul licenței către Agenția Națională a Resurselor Minerale. Către Institutul Balnă. Cu adresa numărul 300701 din 19.11.2015, deci la 3 luni distanță de la aprobarea prealabilă, interpelată fiind de societatea Flora prin lichidator instant expert SPRL, primește o adresă de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Dumneavoastră sunteți reprezentantul societății lichidator instant expert? Da, sunt administrator special. Deci, da, și aici scrie administrator judiciar, deci nu o lăsați pe doamna să vină să prezinte. Aveți, vă rog frumos, răbdare. Dar nu sunteți dumneavoastră, doamna Violeta Gălei. Domnul viceprimar, sunteți în eroare. Ați fost la ședință la instant expert. Nu, da, aici ați este o adresă. Împuternicirea mea privind... Ne arătați împuternicirea. Domnul președinte, vă rog, retrageți-i cuvântul. Eu vreau să expun o situație de fapt care să ducă la blocarea... Dar nu sunteți reprezentantul societății. Aveți, din partea, ați fost personal la ședință, ați primit împuternicirea mea privind hotărârea adunării generale, că sunt administratorul special. Dacă negați lucrul acesta, va aduc... Da, judiciar al Flora SRL, doamna Violeta Gălei. Toate formele de corespondență cu instituțiile statului se fac... Deci dumnea ei, dacă are să transmită ceva Consiliul Local, transmit face adresă către Consiliul Local, eu transmit expertul, nu dumneavoastră. Eu nu vreau să vă acuz că UAT-ul a mințit. Eu cred că UAT-ul a fost păcălit de Agenția Națională a Resurselor Minerale. Doamnă, eu sunt obiectiv și am spus, este posibil, este posibil ca Agenția Națională a Resurselor Minerale să fi greșit, să fi păcălit, pe termen popular, haide să nu spunem păcălare, poate... Dar haideți să vedem ce ne spune Agenția Națională a Resurselor Minerale. Și nu întâmplător deschid subiectul, pentru că am fost parte într-un proces penal pe care l-am câștigat. Am avut o ordonanță președențială pe care a solicitat-o UAT Slănic Moldova, pe care am câștigat-o ca fiind nefondat. Vreți să închideți din nou izvoarele acum sau... Nu, eu vă spun ce ne spune Agenția Națională. Noi nu avem probleme. Noi trebuie să ne ocupăm de localitatea asta și de izvoare. Nu întâmplător, vă spun. Și ne spune așa, că în conformitate cu prevederile HG 1208 privind aprobarea normelor, aplicarea legii minilor 85/2003, deoarece licența de exploatare 1554/2000, și eu v-am informat în luna iulie, nu a fost aprobată prin hotărâre de guvern. Ea nu este în vigoare, ci în curs de aprobare, pentru, prin urmare, nu se poate efectua transferul către un alt titular, adică în speță Institutul Național. Numărul 2. Avem o problemă și aici dumneavoastră ați invocat sănătatea publică atunci când ați obținut ordonanța președențială. Să vedem ce ne mai spune ANRM-ul în continuare. Ca să nu spuneți că noi am folosit apanajul nostru de proprietare abuziv. În ordonanță se spune exact. Ce ne spune ANRM-ul? Titularul de licență... Dar citiți-o și pe aia de mijloc. Păi, revin și la cealaltă, domnul.
Păi nu e bine, că eu am structurat. Nu, da. Mi se părea normal să trimit o adresă lichidatorii în plan de expert către Consiliul Local. Dar asta este o adresă. Auziți, asta este o adresă. Dar nu sunteți reprezentantul domnului președinte. Vă rog, mă lăsați. Este o adresă de răspuns. E o adresă către lichidator, nu este către Consiliul Local. Agenție către acest lichidator, domnul președinte. Da. Vă rog frumos, mi-ați dat cuvântul. Dar sintetizați-o și dați-ne, nu citiți, motamul. Dar ne-ați dat hârtiuța aceasta, știm să citim. Titularul de licență, nu vă feriți de presă. Păi nu ne ferim, că nu avem de ce să ne ferim de presă. Păi tocmai aia, noi nu ne-am ferit, nici când ați închis dumneavoastră izvoarele. Este vorba de sănătatea publică a turiștilor care vor veni în stațiune. Și vă spun ce ne spune NRM-ul. Este vorba că dacă închideți... Titularul de licență are obligația legală de a menționa calitatea apei minerale, referitor la efectuarea analizelor, în conformitate cu articolul 14, aliniatul 5, din ordinul numărul 87, pentru aprobarea instrucțiunilor tehnice, probele pentru caracterizarea fizico-chimică, microbiologică și de radioactivitate a apei, altele decât cele cu periodicitate zilnică și săptămânală, vor fi prelevate și analizate în laboratoarele autorizate, certificate și acreditate în acest sens. O să dau una și la presă. Da, mulțumesc. Deci am făcut discuție pe cele două puncte și pe urmă revenim la punctul. Bun, punctele acestea se discută între lichidatorii și experți și Noi suntem proprietarii terenurilor de la suprafață. Conform legii 85, avem dreptul la o rentă anuală privind un drept de servitude. Așa este, doamnă secretară? Așa este, dar nu avem nicio competență în exploare. Problema noastră este că atunci când am solicitat autorizația pentru punctul de lucru din zona izvoare, captare izvoare, UAT Slăring Moldova ne-a refuzat acest drept. Doamna Violeta Gălâi, poate să se întrebe pe noi. Această problemă este și în dispozitivul sentinței civile, prin care vi s-a anulat ordonanța președințială. Nu este adevărat, tot atunci am aici dispozitivul sentinței. Știți foarte bine, nu, știți foarte bine. Și eu. Lăsați voi mai explicat. Da, ca să înțeleg. Stai, e o chestie. Nu mă întrerupeți, vă rog. Domnule, cine este titular de licență acum? Că am văzut că nu se poate schimba. Cine e titular de licență, ca să înțeleg și eu ce e aici? Nimeni. Eu vă aduc la cunoștință. Păi spune așa că titularul nu poate fi schimbat. Dar la ora actuală, dacă nu e schimbat, cine e titular de licență? Păi tocmai asta este problema. Am pus toate documentele la NRM, urmează să aducem avizele de la mediu de la asta și licența va fi dată, nu transferată, va fi dată Institutul de Balneologie. Și asta se va petrece următoarea perioadă. În perioada aceea. Aici spune răspunsul că nu este titular, nu se poate schimba. Cine a fost vechi titular? Perla Moldova. A intrat în faliment, tot ei sunt titulari. Și monitorizarea aceasta apei, cine trebuie să o facă? Trebuie să o facă institutul, dar n-a plătit nimeni 2 ani de zile să facă monitorizarea. Cine trebuie să facă monitorizarea apei? Institutul. Titularul de licență de concesiune. Și dacă titularul e în faliment, cine o face? Păi da, s-a transferat, avem acordul prealabil, dar nu s-a finalizat. Dăm bani papabiu și nu înțelegem nimic. După cum știți, domnilor consilieri, extragerea apei din subteran o face societatea Sece Flora printr-un proces destul de complex, cu recipiente care trag din subsolul resurse minerală, o aduc în stația de captare. Vă spun un singur lucru. Dar Perla, dacă e în faliment, dacă nu poate să facă. Are dreptul și atunci cine îi face locul ei? Fără licență are dreptul. Păi, dar nu are dreptul. Păi tocmai asta vreau să vă spun. Asta vreau să vă spun. Vedeți despre ce este vorba? Pentru că nu avem analize la apă minerală. Domnul Dascălu, eu o să fie problemă. Ca să ne prezinte situația. Eu v-am informat că situația cu izvoarele trebuie să clarificată. Așezăm toată lumea la masă. Trebuie rezolvat. Eu sunt toată lumea la masă din partea OAT-ului, din partea lichidatorului instanței expert al instanțelor judiciar și Sierra Quadrant. Domnul și rezolvăm problema. Domnul viceprimar. Dar dumneavoastră nu aveți nicio calitate. Faceți demersuri către Agenția Națională a Resurselor Minerale. Deci numai ne-ați informat.
O să contactăm persoana. Domnul Dascălu, aș avea o propunere. Vă întreb ședință din Consiliu, că nu s-a avem luna viitoare. Veniți cu doamna administrator judiciar, cum o cheam, doamna Flora... Violeta Galai. Violeta Galai. Domnul președinte. Da, domnul președinte, să ne prezinte după situația. Păi asta vrem și noi. Eu v-am mai explicat. Da, păi... Domnul viceprimar a fost informat, există proces verbal semnat de dumnealui pentru Water Slăning Moldova. O lichidator instant. O lichidator instant. A fost la Bacău, la societatea de insolvență, s-au discutat toate aspectele, urma ca Water să dea un răspuns acum 4 luni, ceea ce n-a făcut nici până ziua de astăzi, domnul viceprimar, nu a luat o hotărâre vis-a-vis de ce s-a discutat. Ați promis și este consemnat în procesul verbal că veniți la Slănic, informați despre situația discutată și vom primi un răspuns. Unde este răspunsul? Și unde este răspunsul, domnul viceprimar? Mi se pare culpa aia noastră. Tergiversați și vin contractele. Va veni CNPAS-ul, sunt agenții economici care trebuie să încheie contracte. N-ați făcut nimic aproape un an de zile. Da, sunt eu iar din cauza asta contractele pentru Casa Națională de Pensii vor fi pierdute. Bateți câmpii, domnul Dascălu. Fiți decent și onest, că eu nu v-am jignit. Dacă deci nu dau vina pe dumneavoastră. Dacă atât, dumneavoastră, dacă erați de bună credință, veneați cu administratorul judiciar și prezentați dezastră. Dacă modul dumneavoastră de exprimare face cinste unui vice-edil, îmi pare rău. Noi sunt alte probleme, vorbim frumos. Vreau ca să fac o completare. Referitor la chestiunea ridicată de domnul consilier, sunt lucruri foarte corecte din punctul lui de vedere și trebuie clarificate. Și noi, eu sunt în ambiguitate pentru că încă n-am înțeles clar treaba. Să facă cineva și chiar dumneavoastră să prezinte, dacă era de interes, fi prezentat clar situația. Cine e lichidator? De ce nu mai este la ora actuală? Cine a preluat? Cine are obligația? Că e o adresă între două instituții, nu? Între care nu și care e bună, dar nu pe mine nu mă clarifică. Cine are obligația? Cine și cine? Iar certurile care sunt acum între, e tot neclar. Ce a făcut domnul Vici, ce trebuia să facă? Eu iar nu înțeleg. Deci să ne facă să deci trebuie prezentată, situația clar. Nu este adresată Consiliului Local și nici OAT-ului. Dar nu asta e problema. Agenția Națională nu vrea să deblocheze problema și cer sprijinul autorităților locale să deblocăm problema cu ANRM. Rugați-o, vă rog frumos, pe doamna administrator să facă adrese către OAT, către societatea cealaltă și să rezolvăm problema. Ce doresc eu este următorul. Dacă îmi permiteți, vă rog. Facem o adresă la administrație. Oricum este interesul localității. Doamna președinte, asta trebuie. O adresă să vadă despre ce îmi doresc eu este un singur lucru. Ca să nu se mai repete ceea ce mi s-a întâmplat anul trecut. Ca să nu se închidă din nou izvoarele. Când am fost cu 70 de studenți la Facultatea de Geografie de la Alexandru Ioan Cuza din Iași, și am constatat că toate izvoarele sunt închise pentru o perioadă de 2-3 luni de zile. Toți turiștii veneau și ne informau la primărie că sunt nemulțumiți. Cei care erau sosiți la sanatoriu, cei care erau veniți la baza de tratament de la Eurovacanța, cei de la UGSR sau fost UGSR actualul Hotel Venus, toți erau nemulțumiți că aceste izvoare erau închise și pentru anumite ambiții și modalități de răzbunare au fost închise. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. În momentul în care societatea care captează apele minerale și le distribuie, ați văzut răspunsul, nu avea niciun buletin de analiză, izvoarele nu au stat închise 2-3 luni, au fost 2 săptămâni, pentru că s-au obținut ordonanța președințială. Aproape în sezon întreg. Deci nu ne acuzați, noi nu am avut calitatea apei asigurată prin buletin de analize, așa cum se specifică clar în răspunsul ANRM. Dar nici responsabilitatea dumneavoastră nu era să vă închideți, pentru că nu aveți nicio răspundere neavând o această licență de exploatare. Așa că cel care distribuia apa minerală sunteți era fostul deținător de licență. Eu nici nu știu în ce calitate vorbiți. Eu vorbesc în calitatea mea de reprezentant al instituției probleme de turism. Ați fost invitat la ședința de consiliu? Este ședință publică, domnul Dascălu. Sunteți consilier că ați antisemit. Și așa că în calitate de reprezentant și de cetățean al orașului, pot vorbi. Asta dacă îmi permite. Acum să discuție, să încheiem ședința. Deci, de ședința de Consiliu încheiat.